Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Costi Ivașcu, iată care sunt principalele evenimente ale ediției. Un elev din Argeș și un absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport au devenit criminali pentru 10.000 de lei. Mai multe vă spunem imediat la Observator. Șoferul analfabet care a ucis 3 oameni după ce a lovit ambulanța în care se aflau se poate urca din nou la volan. De ce? Vă spunem imediat la Observator. Datorită investițiilor și a evoluțiilor pozitive din sistemul de sănătate din ultima perioadă, Spitalul Județean Argeș are șanse maxime să capete statut regional. Un elev din Argeș și un absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport au devenit criminali pentru 10.000 de lei. Complici la odioasa crimă în care victima a fost un bătrân care ținea la el banii de înmormântare, au fost fratele elevului și un vecin al acestora. 3 săptămâni au răscolit polițiștii întreg județul pentru a-i prinde. Banii pentru îngropăciune ai bătrânului au fost cheltuiți într-un salon de masaj erotic și pe hainele de firmă ale celor care i-au luat viața. De ce l-ați omorât? Vrei banii lui? Îți pare rău? De ce zâmbești? Ți se pare amuzant? A murit prin asfixie mecanică. Un tânăr de 1,5 m, aparent inofensiv, elev al unui liceu din Pitești, este cel care l-a ucis pe bătrân. A intrat peste el în casă însoțit de unul dintre complici și l-a asfixiat pentru a-i fura cei 10.000 de lei pe care omul îi ținea tot timpul într-o pungă la piept, de teama hoților. Știa asta tot satul, iar ideea de a-l jefui i-a încolțit în minte elevului. În timp ce îi lua viața bătrânului, fratele lui și un vecin așteptau afară în mașină. Când și-au terminat treaba, s-au făcut nevăzuți. Cum au împărțit banii? I-au împărțit, nici aici minorul n-a fost drept, le-a dat celor doi câte 15 milioane, el a oprit 15 milioane plus diferența până la 105 milioane. Le-a spus că doar mai puțin a găsit. Da. Din banii aceștia a mai dat fratele lui, care e tot tăinuitor, dar nu e pedepsit de lege pentru că e rudă de gradul 1 cu minorul, și unui alt vecin major care e reținut pentru tăinuire, s-a dus cu el în aceeași noapte la București, minorul, și au cheltuit o parte din bani acolo și au cumpărat câte o pereche, câte un training de fiecare, au venit în Pitești, au cumpărat câte o pereche de Adidas, iar minorul cu Adidas care era încălțat i-a aruncat la un tomberon și s-a încălțat cu cei care îi cumpărase în Pitești. Tot cu banii de înmormântare ai bătrânului, doi dintre criminali au mers la un salon de masaj erotic din Pitești. Nici nu bănuiau că polițiștii erau deja pe urmele lor. Mașina lor a trecut prin raza unei camere de supraveghere din comună, iar în casa victimei criminalului i-a căzut din buzunar un bon de la o benzinărie, dar și chiștocul unei țigări. Îți pare rău? N-am intrat. Dar ce ai făcut? Am dus cu mașina până la uliță. Ți-au spus ce au făcut? Ți-au spus că l-au omorât? De ce l-ați omorât pe bărbat? Câți ați fost? Hai. Îl urmărează mult? Vreați banii? Îți pare rău pentru ce ai făcut? Elevul va ajunge într-un centru de detenție pentru minori și riscă de la 5 până la 18 ani după gratii. La fel și complicii lui, doar că aceștia vor merge direct într-un penitenciar. Șoferul analfabet care a ucis 3 oameni după ce a lovit ambulanța în care se aflau se poate urca din nou la volan. Rudele victimelor accidentului au contestat decizia primei instanțe, care i-a dat doar o condamnare cu suspendare, și s-au întâlnit cu vinovatul în sala curții de apel Pitești. Legea îi permite până la o hotărâre definitivă să aibă o viață normală și asta include să poată conduce. Procesul s-a amânat pentru că inculpatul nu a avut apărător. La curtea de apel Pitești, Onoriu Smirica a stat chiar lângă rudele celor pe care i-a ucis după ce a intrat cu mașina într-o ambulanță. Nu știe să scrie sau să citească, dar are permis de conducere din 2008, când încă lucra în Argeș fabrica de permise. A luat 3 vieți, circulând pe o bulevard din Pitești, ca și cum i-ar fi aparținut, cu o mașină înmatriculată în Bulgaria și cu volan pe partea dreaptă. La 85 de ani, Filoftea Mugureni a ajuns să își conducă la groapă fiul care mergea spre dializă în mașina lovită de Mirică. Acum își alină dorul cu o fotografie. Dar n-ați putut să vorbiți cu el? Nu, nu. Ce i-ați fi spus? Ce să-i spun eu? Ce știu eu, săracul? Păcatul și de el, păcatul de copilul meu. Nu știu să meargă de la compușcărie, să scape toată lumea, toți dușmanii noștri. Vă e dor de băiat?
Am fotografiat lângă mine tablou, mi-a făcut copiii. Și dacă îl văd, leul dur dincolo. Vă alinați durerea cu o fotografie? Da, da, da. L-am privit chiar să vedem cum reacționează, fără niciun pic de păsară, fără niciun pic, parcă nici n-ar fi fost el în acest, implicat în acest incident. Procesul s-a amânat pentru că șoferul vinovat nu și-a angajat un avocat să îl apere. Legea îi permite, așa că a mai câștigat 2 săptămâni de libertate, timp în care poate să stea lângă familie, să conducă, să iasă în oraș. Mă aștept să reușim să convingem instanța că această persoană merită să obțină o condamnare cu executare. Am, în sensul ăsta, avem și practică judiciară pe cazuri similare cu 23 victime. De altfel și văd că și noua practică a instanțelor judecătorești este tot în sensul în care se încearcă condamnarea cu executare a persoanelor vinovate. Ar fi foarte bine dacă s-ar obține așa ceva, pentru că ar trebui să dea și un exemplu. Următorul termen în proces va fi la sfârșitul lunii martie. Datorită investițiilor și a evoluțiilor pozitive din sistemul de sănătate din ultima perioadă, Spitalul Județean Argeș are șanse maxime să capete statut regional. Asta presupune ca până în 2016 Spitalul Județean de Urgență să fie dotat cu aparatură de specialitate și creșterea actului medical pentru ca pacienții să nu mai plece spre alte centre medicale din țară. Pentru perioada următoare există câteva proiecte importante care vizează ambele centre medicale de urgență din județ. La Spitalul Județean va fi construit un birou de internări, secția de neonatologie va fi reorganizată astfel încât mama să poată sta cu copilul imediat după naștere, iar serviciile de ambulatoriu de specialitate vor fi de asemenea regândite. Investiții similare vor avea loc și la pediatrie. Pacientul venind cu biroul de cu biletul de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist, se adresează acestui birou de internări și în funcție de teritoriul și afecțiunea pe care o prezintă, de la biroul de internări va fi solicitat medicul de urgență care internează în ziua respectivă, da? De pe secția respectivă. El va coborâ, lângă biroul de internări vor fi amenajate încă 3 cabinete de consultație și va stabili oportunitatea internării pacientului respectiv. Noi am început la spital cu modernizarea punctelor cheie în vederea ajungerii la acest nivel, adică mă refer laborator, bloc operator, chirurgie, urgență. Suntem spital care nu avem nicio datorie, nici plăți restante și am continuat cu modernizarea blocului alimentar. Eu zic că mergem pe drumul cel bun, dar sunt foarte multe lucruri de făcut, atât pe baza în ceea ce privește dotarea, dar mai ales în ceea ce privește dotarea cu partea umană. Dan Manu, președintele Comisiei de Sănătate a Consiliului Județean Argeș, spune că, datorită investițiilor și a evoluțiilor din sistem din ultima perioadă, Piteștiul are șanse maxime să devină centru medical regional, însă trebuie atinse cât mai repede câteva obiective foarte clare. Este pe de o parte vorba de dotarea spitalelor mari, Spitalul Județean de Urgență Pitești, și a Spitalului de Pediatrie, cu aparatură medicală și cu resursă umană, în așa fel încât să stopăm plecarea pacienților spre București sau spre alte zone geografice. Spitalul Județean de Urgență Pitești, la pachet cu Spitalul de Pediatrie, rămân certe în competiția ca spitale regionale. Deci asta este miza. Anul trecut, la Spitalul Județean de Urgență Argeș au fost internați peste 36.000 de pacienți din peste 66.000 de persoane care au solicitat ajutor medical, în timp ce la pediatrie au trecut pragul peste 25.000 de pacienți, dintre care 12.500 au fost internați. Sunt negocieri în această perioadă la Dacia. Discuțiile dintre conducerea uzinei de la Mioveni și sindicalii sunt abia la început, dar acestea vizează stabilitatea locului de muncă și creșterea salariului. Acestea sunt principalele cerințe ale angajaților. În mai bine de o lună se va ști exact dacă angajații vor avea câștig de cauză în aceste negocieri sau nu. Contractul de muncă de la Dacia a început, a avut 2 ședințe. Ședințele... De obicei, cam durează aceste negocieri, într-adevăr. Negocierea aceasta durează în jur de 40 de zile, corect. Așa prevede legea. Care ar fi cerințele dumneavoastră, concret? Cerințele noastre se referă la stabilitatea locului de muncă, în primul rând, să fim cât mai stabili, să avem garanții pentru viitoarele investiții. Mai trebuie menționat că la Dacia deja se face o investiție frumoasă în jur de
2 milioane de euro, ceea ce înseamnă foarte bine pentru banda de montaj. Deci la Dacia Petrec lucruri frumoase. Am garanția că împreună vom majora salariile așa cum am fost obișnuiți an de an. Trebuie menționat că suntem nemulțumiți de salariile de la Dacia. Pentru un salariu mai bun, oamenii muncesc foarte mult. 7 miliarde de euro vor fi acordați de Uniunea Europeană în Ministerul Agriculturii pentru reînnoirea și dezvoltarea satelor românești. Și în Argeș, 59 de localități vor beneficia de fonduri. Accentul se va pune pe reconversia și înlocuirea plantațiilor vechi, dar și pe prelucrarea de produse agricole. Deocamdată proiectul nu a fost aprobat, dar a fost trimis către Bruxelles la Comisia Europeană. Programul Național de Dezvoltare Rurală, așa se numește acest proiect, demarat de Ministerul Agriculturii. Perioada de implementare este 2014-2020, iar suma care ar trebui să vină în România se ridică la 7 miliarde de euro. Pentru reînnoirea și dezvoltarea satelor sunt prevăzute aproximativ 1,1 miliarde de euro și ca o noutate, în perioada de finanțare va exista un subprogram dedicat sectorului pomicol, căreia îi sunt alocate 320 de milioane de euro, dintre care aproximativ 260 de milioane de euro pentru dezvoltarea fermelor, reconversia și înlocuirea plantațiilor vechi, precum și pentru prelucrarea și comercializarea de produse agricole și înființarea de grupuri de producători. Prefectura Argeș, în colaborare cu Institutul Pomicol de la Mărăcineni, dar și cu primăriile din județ, s-au gândit deja la o strategie de implementare a proiectului. Au fost identificate plantațiile pomicole vechi, dar și localitățile și zonele cu potențial pomicol. La nivelul județului Argeș sunt aproximativ 20.000 de hectare de livadă, predominând în special speciile de prun și măr, peste 90% ca procent, fiind însă deficitari la specii precum păr, cireș, cais, piersic și măr și nuc. De asemenea, a reieșit faptul că dintre aceste aproximativ 20.000 de hectare, aproximativ 60% sunt plantații în declin, având vechimea de peste 25 de ani, și doar 10% dintre aceste plantații au vârsta până la 10 ani, fiind astfel plantații relativ tinere. Astfel, până în 2020, peste 4.000 de hectare vor avea plantații noi de livadă. Programul mai include și o serie de măsuri de reconversie profesională pentru atragerea tinerilor din mediul rural către domeniul pomiculturii. CS Mioveni a rămas fără antrenor. Comisarul moldovan s-a despărțit de gruparea argeșeană, decizia fiind luată împreună cu conducerea clubului galben-verde după cele două înfrângeri suferite de argeșeni în meciurile oficiale disputate în 2014. Doar 14 etape a rezistat moldovan pe banca Mioveniului, timp în care echipa a adunat doar 17 puncte. În total, sub bagheta lui moldovan s-au câștigat 4 meciuri, s-au obținut 5 remize, iar de alte 5 ori formația a fost învinsă, golaverajul fiind unul pozitiv, 14-13. Moldovan a luat echipa în etapa a doua a campionatului de pe ultimul loc, dar cu cele 17 puncte adunate nu a reușit decât să urce până pe locul 9. Obiectivul echipei a fost la începutul sezonului intrarea în play-off, însă în momentul de față galben-verzii sunt la 6 puncte de acest obiectiv, cu doar 6 etape înainte de terminarea sezonului regulat. Acest lucru i-a determinat pe conducătorii clubului, dar și pe antrenor, să analizeze situația și să ajungă la o înțelegere comună în ceea ce privește rezilierea contractului. Cele două părți au rupt astfel înțelegerea fără niciun fel de pretenții, iar Mioveniul trebuie acum să-și găsească un nou antrenor principal. De pregătirea echipei până la numirea unui nou antrenor se va ocupa tehnicianul secund, Marius Stoica. Chiar dacă punctele din partida de vineri cu FCM Târgoviște nu vor conta în clasamentul play-off, antrenorul SCM-ului vrea neapărat victoria. Rezultatul bun din etapa trecută de la Zagon îi dă mari speranțe antrenorului piteștenilor în perspectiva derbiurilor cu Fortuna și Chindia Târgoviște. Victoria din etapa trecută de la Zagon a adus liniștea în tabăra SCM-ului. Elevii lui Valentin Sinescu pot aborda cu un alt moral disputa de vineri cu FCM Târgoviște, echipă care mai mult ca sigur nu va intra în play-off și astfel punctele puse în joc nu vor conta în clasament. Un meci în care punctele nu contează, în sensul în care echipa din Bozuțeană nu va accede în play-off. Pentru partida de vineri, tehnicianul piteștenilor nu-i va folosi pe jucătorii care sunt la limita suspendării, mai ales că vor urma derbiurile pentru promovare cu Fortuna Câmpina și Chindia Târgoviște. E o primă treaptă în ceea ce încercăm să clădim. În acest punct de vedere, mai sunt 39 de puncte puse în joc, puncte care contează, din care, după părerea mea, va trebui să acumulăm în jur de 31-32 de puncte ca să putem să ne bucurăm la sfârșit de promovare.
Albioleții sunt optimiști în ceea ce privește promovarea, deși lupta se va da până la finalul campionatului. Cum se arată până acum, va fi o luptă în trei. Noi, Chindia și Câmpina. Sperăm să facem în așa fel încât să reușim să promovăm și să arătăm celor care au avut încredere în noi că putem face aceste lucruri. Partida SCM Pitești FCM Târgoviște se va disputa vineri de la ora 15 pe stadionul Nicolae Dobrin. După o pauză de aproape 3 luni, în acest weekend se reia campionatul ligilor a 4-a și a 5-a. AJF Argeș se așteaptă la un retur încins. Mai multe echipe se vor bate până la final pentru titlul de campioană a județului Argeș. Liga a 4-a la fotbal programează sâmbătă meciurile etapei cu numărul 18, prima din sezonul de primăvară. În clasament, pe primele 3 locuri se situează ASE Valea Ursului, din Nicu Golescu Câmpul Lung și Dinamic Curtea de Argeș. Cu toate acestea, în apropierea podiumului sunt alte grupări ce pot încurca socotelile. Este vorba despre Ștefănești, Bascov sau CS Mioven 2. În această rundă sunt programate următoarele partide. Duminică va începe de asemenea și sezonul competițional în cele 4 serii din Liga a 5-a. Matei Seciu și Alexandru Istrate de la CS Dacia Mioven 2012 au cucerit medaliile de aur și argint la Cupa Tenski. Cei doi sportivi pregătiți de Robert Pina au arătat că rezultatele de până acum nu sunt întâmplătoare. Clubul sportiv CS Dacia Mioven 2012 s-a abonat la medaliile de aur și argint ale turneelor de tenis 10. Așa cum ne-au obișnuit, cei doi sportivi, Matei Seciu și Alexandru Istrate, și-au continuat evoluțiile sportive deosebite și cu ocazia turneului de tenis organizat la Brașov, au reușit să adauge în palmaresul clubului două medalii importante, una de aur și una de argint. La doar 7 ani, Matei Seciu a jucat impecabil la Brașov și dintr-o grupă formată din 20 de sportivi la categoria roșu, a reușit să obțină medalia de aur. Și Alexandru Istrate, sportivul care la 8 ani a reușit să devină imaginea secției de tenis prin prezența și seriozitatea date de comportamentul său, a obținut o medalie de argint la categoria sa de vârstă. În următoarele 24 de ore, vremea va continua să se încălzească ușor în județul Argeș. Atât la noapte, cât și în cursul zilei de mâine, cerul va fi mai mult senin, iar vântul nu va depăși pragul de moderat. Valorile termice minime la nivelul județului vor fi cuprinse în general între minus 1 și plus 1 grad Celsius, iar maximele vor varia în intervalul 11-13 grade Celsius. Domnilor și domnilor, atât pentru astăzi, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, mai multe detalii găsiți pe pitește antena1.ro la secțiunea Observator. Sunt Costi Ivașcu, ne vedem și mâine. La revedere!